Vederea, Vane. Bună, române. Vezi că ți-ai plătut cizm. Hai, mari. Și în gen, doar că am purcinat pe prăteneu să mă sunt. Gata, am spus, idi da-mă. Uite. Отче наш, сущий на небеси, посвятится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небеси. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Turgai, nu te mai agita atâta, potolește-te. Ai puțină răbdare și vorbim imediat. Iartă-mă, părinte. Nu mai spune, părinte, ți-am zis de atâtea ori. Oce nu-și sușină în nebisi, da sfetiță imea Tvoie, da priide țarstvie Tvoie, da buide dvolea Tvoia și na zimele, ca na nebisi. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избави от лукавого. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну как? Тасас. Ну, иди домой. Ziua, da. Ia mulți pe arhip și pe... Te rău, mă, nu te mai agita, că mă nebunești. Ia mulți pe arhip și pe încuri, vorbeam o chestie. Așa, și? Vorbeam despre nu știu ce străini care cred că vor sus iasă la arhip. Ce? Eu asta nu înțeles. Eu nu știu că e o țelă eroasă. Și mai ziceau că străinii sunt de la oraș. Sper din tot sufletul că ai înțeles ceva greșit. Și eu, dar nu cred. Mergeți dumneavoastră să vorbiți, să vă conduc eu. Lasă că știu și singurul ne are casă. Zicea că știe că sunt interstise vizitele în săptămâna asta, da. Că nu-i pasă și că oricum n-are nicio vină. Arhip! Vezi suda! Tiha, svoi! Ți-am zis că o să-i spun. Da, pravda? Da. S-a mă cam înțeles. Închide gura. Cum s-a întâmplat? Nu știu. Sunat o fată, a zis că vine și... A zis că ce? Că vine. I-am zis că nu se poate, dar... Sunt deja în drum și nu se mai... Cunoști?
Știu doar că e una care am încercat să... Când se încerci? Ce-a încercat? Să mai vină în pace. Frate, voi copii, voi înțelegeți ce faceți? Pe ce vină? Vreau pe Igor. Îți mulțumim. Adică? Eu cred că Igor i-a duce cu vodka, că altfel nu avea cum să ajungă. Să nu mă rocească banii pe Igor ăsta. Și pe tine. Când crezi că ajunge? Nu știu. Dacă ei nu ajung până apune soarele, te închizi singur în pod. M-ai înțeles? Lasă portița deschisă și ușa de la casă. Scrie un bilet și pune la intrare. Până? Până. Hai să fă una dulere, că e timpul deja. Da. Verifică, te rog, imediat. E gata. Mamă, mi-a morțit și curul, nu mai pot. Vorbește încet. Ce faci, mamă, mușturul ești după ce m-ai rătăcit prin toate cotloanele astea? M-ai mătat și cu oțet? Bravo, te rog eu, gata. Da, mă, gata, am înțeles. Hai din parc. Îmi dai și mie una, vă rog. Da, vezi, Luiza, să-mi te ducă pescarul ăsta în brațe până acasă. Ia uște mai ușor. Dacă mai scoate un sunet. Radu. Da, mă, gata, am înțeles. A, uite, nici n-am apucat bine să călcăm pe pământul ăsta sfânt, că gata, asta urlă după bani. Auzi, Lipovene, tu ai auzit de cuvântul ăla românesc, țeapă? Vezi că o să-i suni omul ăsta la ureche. Ce faci, mă, mă ameninți?
banii. Trebuie să o luăm prin norul ăsta. Stați-vă așa ca lune. Bagă ăsta. Sper să merite că merge la popa ăla. Mă vine să mă pișu. Uite și un măgăr. Arhip! Arhip! Ce s-a strigă pe ăla din casă în șoaptă să mură dacă ăștia din tătă nu-ți bătă-ți în cap. Arhip! Arhip! Vezi, bă, că a ieșit cineva din casă. Mi se face rău. Ți face rău? Aveți un pahar cu apă? Ce cauți aici? Am zis la telefon, am o problemă de sănătate și am venit la părintele casei. Crezi că toate astea sunt
simplu.